Mitul le amintește oamenilor istoria existenței lor și dezvăluie miracolul supraviețuirii în cosmos. Pădurea, ocrotitoarea vieții, este tărâm sacralizat, sălaș al divinităților, dar și al duhurilor. Legendele românești amintesc de elele ce se scaldă în ochiuri de apă, invocând de scântece, apoi se prind în horă, dansând cu patimă de sărbătoarea sânzienelor. Unele popoare le-au numit nimfe ori naiade, însă românii le-au găsit un alt nume, fetele codrilor. Atunci când te cufunzi în inima pădurii, simți că te afli în comuniune perfectă cu natura, iar omul chiar poate atinge această stare tainică. Pentru mine, și îmi place să cred că și pentru echipa mea, căci suntem o familie, ferestrele Rowood împlinesc designul rafinat, care nu se demodează odată cu trecerea timpului, calitatea și, nu în ultimul rând, modernitatea. Noi le creăm pentru cei care apreciază valoarea și calitatea naturală a lemnului și au înclinație spre tot ceea ce înseamnă artă, frumos și durabilitate. Oamenii înțeleg că nu este vorba despre fereastra pe care o schimb peste câțiva ani, ci de fereastra care rămâne moștenire pentru generația viitoare. Aceste ferestre nu sunt doar geometrii interesante, nu sunt doar materiale de calitate, ci sunt construcții extraordinare, sunt posibilități extraordinare. Perfecțiunea se poate atinge numai prin pasiune. Pasiunea pentru frumusețea naturală a lemnului și armonizarea formelor. Ferestrele Rowood sunt capodopere prin care poți contempla frumusețea înconjurătoare, simțind nu doar bucurie, ci și o emoție estetică profundă.